În ajunul Crăciunului, la penitenciarul Giurgiu, Saverni s-a dat o expoziție de pictură și sculptură inedită cu teme religioase. Cele 36 de lucrări expuse au fost realizate pe parcursul întregului an în cadrul atelierului de creație. Expoziția de astăzi este o parte din activitățile pe care le desfășurăm și realizarea ei a fost ideea celor doi artiști, îi pot numi artiști, pentru că, după cum observați, lucrările pe care astăzi le avem expuse, număr de 28, sunt cumva lucrări care se apropie sau chiar sunt realizate la un nivel calitativ, atât cum mă pricep, de o lucrare artistică. Aceste lucrări vor fi comercializate cel mai probabil anul viitor, în cadrul unei expoziții cu vânzare, expoziție ce va fi deschisă publicului larg din Giurgiu. Aceste lucrări ne-am propus să le comercializăm în perioada următoare, în cadrul unei expoziții organizate în comunitate și ne gândim aici undeva la Centrul Cultural Vinea, la Galerie de Artă, într-o altă instituție, iar banii pe care sperăm să-i obținem din vânzarea acestor lucrări, să-i folosim pentru procurarea de culori, pensule, lemn, materiale pentru pictură. Inedit este faptul că cei doi artiști deținuți și-au descoperit această pasiune și talentul de a pune pe pânză ceea ce simt în penitenciar. Cele 28 de lucrări expuse astăzi înfățișează scene cu nașterea lui Hristos, Sfânta Fecioară și alți sfinți făcători de minuni. Aceasta mare este pe pânză, pictată pe pânză. Tot așa, inspirată din religie. Cât timp ți-a luat să realizezi această lucrare? O săptămână. În jur de o săptămână, cam așa. Pasiunea asta pentru pictură o aveai dinainte de a ajunge aici sau ți-ai descoperit-o în penitenciar? Învățat să pictez, o aveam cu grafica, doar din creion. Sfântul proroc Ioan Botezătorul, Iisus, Sfântul Gheorghe și Maica Domnului pe sticlă acolo. Este greu să faceți aceste picturi? Puțin. Pe pânză mai ușor, pe sticlă durează mai mult că se usucă greu. De asemenea, un cor al deținuților pregătiți de preotul capelan al penitenciarului, preotul Teodor Bălașa, au interpretat colinde tradiționale de Crăciun. Iată vin colindători, florile da pe noaptea pe la cântător, florile da pe colinde, 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 și ei vin mereu, mereu, florile da pe și ne aduc pe Toate aceste acțiuni fac parte din programul de educație în care sunt implicați deținuții și susținuți de angajații compartimentului educație. Crăciunul aduce și pentru deținuții din penitenciarul Giurgiu o masă specială de Crăciun cu produse tradiționale din porc, cozonat și fructe. Mesajul meu este adresat deopotrivă deținuților din penitenciarul Giurgiu, colegilor mei, lucrătorii din cadrul penitenciarului Giurgiu, dar și cetățenilor din oraș. Urarea de sănătate, de fericire, de împlinire și un an 2014 care să le aducă bucurie în suflet. La mulți ani!